Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune La Pas prin județele Moldovei. În această seară, așa cum v-am anunțat în promo pe pagina de Facebook, facem popas în municipiul Iași, iar invitatul meu în platou este City Managerul Iașului, domnul Petru Movilă. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit! Așadar, dragi telespectatori, vorbim despre o metropolă, vorbim despre municipiul Iași, vorbim despre Iașul administrativ, dar și, iată, Iașul ecumenic, Iașul cultural, Iașul care este o adevărată fortăreață a învățământului. Toate acestea creează și neajunsuri, dar vom vorbi despre toate acestea pe parcursul emisiunii. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Telem Iași, astfel încât dumneavoastră, cei care nu aveți în grila de programe Telem Iași sau sunteți departe de țară, să puteți afla noutățile de aici, de acasă. Tema emisiunii: Iașul pas cu pas, pentru că trebuie măcar din când în când să dăm cezarului ce e al cezarului. M-am gândit la un citat și m-am oprit la Charlie Chaplin, care spunea atât de frumos: la răscruce de viață nu există indicatoare. Este aplicabil la acest moment și în municipiul Iași, pentru că, așa cum vorbeam și înainte să intrăm în live, sărbătoare, pelerinaj, universități, toamnă, Iașul azi. Da, Iașul azi, un oraș frumos, un oraș viu, un oraș plin de credință, un oraș plin de tineri, un oraș plin de oameni frumoși. Un oraș fanion, iată. Bineînțeles, da. E o perioadă frumoasă în Iași, perioada în care s-au întors studenții, peste 60.000 de studenți în centrul universitar Iași, studenți din peste 100 de țări, am putea spune, care învață la diversele universități. Sigur, Universitatea de Medicină și Farmacie în top, Universitatea Cuza, Universitatea Agronomică, Universitatea Științelor Vieții, sigur și Universitatea Tehnică își recapătă, dacă putem spune, un statut sănătos al profesiei de inginer, pentru că se vede din ce în ce mai mult că este nevoie de ingineri, de oameni care să creeze bune, să le realizeze, să le producă. Sigur, Universitatea Agronomică, Universitatea de Arte, vorbim și de universități private, Petre Andrei, probabil una dintre cele mai mari universități din țară, care și-a deschis de curând porțile. Deci, Iașul universitar este în top. Deschiderea festivă a activității la aceste universități ne-a arătat foarte clar proiecte, dorințe, ne-a arătat ce frumoase sunt, ce frumoasă este viața în aceste activități, profesori, studenți, personal administrativ, proiecte, schimburi de experiență, ați văzut, cu foarte multe universități de pe mapa mond. Și sigur, al doilea eveniment pe care toți l-am așteptat cu mare bucurie și cu dorință este pelerinajul la Moaștele Sfinte Cuvioase Parascheva. Sunt deja peste 50.000 de români care au venit deja, au trecut pe la Racla cu Sfintele Moaște. Un lucru frumos, după 2 ani de pandemie, un pelerinaj în libertate, am putea spune, exact. Libertatea de organizare, de exprimare. Și din acest punct de vedere, Iașul este pe harta frumoasă a credinței, a reperului ortodox în toată lumea. Ați văzut pelerini care au venit, mulți veniți din afara țării, din zona Macedoniei, probabil pentru că Sfânta Cuvioasă Parascheva are o legătură foarte importantă în această zonă, și credincioși ortodoxi acolo și nu numai. Am văzut români care au venit tocmai din Australia, din Statele Unite, care și-au dorit să vină la această procesiune, ca să nu-i spunem ceremonie, pentru că e o procesiune. Și din acest punct de vedere, încă o dată revin, Iașul este acolo unde este locul. Toată această activitate împărțită în activitatea laică, în activitatea religioasă, cu evenimente deopotrivă pentru toți cei care sunt la Iași, de la
evenimente sau activități, spectacole culturale, muzică populară, muzică clasică, teatru, operă, vedem foarte clar slujba, cele două evenimente care vor fi punctul culminant, va fi slujba de vineri, 14 octombrie, de la Catedrala Metropolitană din Iași, slujba pe care o ține Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în al Preasfințitul Teofan, și sigur, Seara Valorilor la Primăria Municipiului Iași, eveniment în sub patronajul primarului Mihai Chirica, la fel, cele două evenimente care practic vor fi punctul culminant al acestei săptămâni încărcate de emoție, dacă putem spune, da, de emoția așa universitar, de emoția tinereții și de emoția religioasă, credinței. Exact. Așa este. Tot acest eveniment, noi ieșenii eram învățați, parcă ne-a lipsit acel disconfort creat de restricționarea circulației și dirijarea pelerinilor către pentru posibilitatea de a ajunge la Sfintele Moaște în perioada de pandemie, parcă chiar ne lipsea acest lucru și am observat un strigăt mut, dacă îl pot numi așa, al credinței din fiecare dintre noi, care, deși fiind restricții și fiind circulație dirijată, a acceptat-o cu bucurie că, iată, iar s-au întors fiii către Biserica Creștină. Da, pentru mulți discutăm, nu este o situație plăcută, pentru că, într-adevăr, acest eveniment mare este organizat într-un parteneriat, putem spune așa, Primăria Municipiului Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și alte instituții. Absolut. Din acest punct de vedere, traseul de așteptat la Raclă, zonele în care sunt activități comerciale, zonele în care sunt staționate mașinile vin cu pelerini, da, sunt așezate cât mai aproape de mitropolie. Da, ieșenii, din acest punct de vedere, ieșenilor, trebuie să le mulțumim pentru răbdare, pentru bunăvoință, exact, pentru înțelegere, probabil alături de Sfintele Sărbători de Paște și de Crăciun. Astea, cel puțin pentru ieșeni, exact, sunt niște sărbători în care oricum îi vedem mai luminoși, mai blânzi, mai liniștiți și mai împăcați cu oamenii, pentru că lumea este și o onoare să fim gazda și o cinste, o bucurie să fii gazda la zeci, sute de mii de pelerini care vin să se închine la Sfintele Moaște. Și prin Primăria Municipiului Iași, prin structurile, direcțiile specializate, împreună cu Poliția Locală și alte instituții ale statului, a stabilit foarte clar aceste trasee, spuneam, locuri de depozitare, străzile care sunt închise și ele sunt semnalizate, sunt protejate, delimitate foarte clar. Deci e un lucru făcut serios, responsabil și datorită faptului că sunt oameni pricepuți, dar mai ales că există o experiență de atâtor ani, exact, în care se organizează acest pelerinaj, cu ani în care au fost sute de mii de, 200, 300 de mii de pelerini. Și anul acesta văd că vremea este bună, e frumos afară, pelerini vin și da, trebuie să fie un succes, cum spuneați, în sensul în care Iașul este așezat corect acolo unde este locul pe harta credinței. Această acțiune, aceste sărbători ale Iașului, așa cum bine spuneați, vor fi, eu știu, încheiate frumos și cu spectacol de muzică și dincolo de Seara Valorilor și slujba religioasă care este vedeta evenimentului. Da, spuneam mai devreme că sunt o serie de manifestări foarte importante, de exemplu astăzi la Sala Mare a Primăriei, Sala Vasile Pogor, a avut loc o lansare a unei ediții filatelice foarte importantă, centenarul încoronării regelui Ferdinand și tot ce ține de regele Ferdinand de Casa Regală, un eveniment extraordinar în parteneriat Primăria Municipiului Iași cu
autoritățile în domeniul filatelic, da? Și e o premieră, pentru că este prima oară când se lansează în România așa ceva. Iașu are titlul de oraș regal, au fost personalități ale vieții culturale, istorice, cetățeni, instituții, un lucru care a fost marcat din plin și bine și o să vedeți și oamenii, dar și media vor recepționa ca atare această activitate. În perioada 5-16 octombrie sunt activitățile toate pentru pelerini, unde primăria municipiului Iași este implicată și cu un ceai pentru pelerini și cu masă pentru pelerini, împreună cu ieșenii, cu ONG-uri, sunt mulți implicați acolo. Spuneam, pe 14 octombrie este Seara Valorilor, care va avea loc la primăria municipiului Iași. Pe 15 octombrie va fi un concert de muzică populară românească, Iașul în sărbătoare, da, la Palatul Culturii. Spuneam că este o activitate comercială, dacă putem spune așa, cu târgul de toamnă în zona Hala Centrală, Esplanada Costache Negri, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Oamenii deja știu că acolo sunt amplasate aceste centre comerciale, putem spune activități comerciale care sunt acolo. În jurul Hanei Centrale, parcările de acolo, tradițional este sărbătoarea vinului, cu mici, cu cârnăciori, cu grătar, ce știu, și au văzut cu must. De asemenea, lansării unei cărți foarte importante despre Quartetul Voces. Foarte important, Quartetul Voces, destinul excelenței. Toți eșenii știu că este probabil cel mai mare quartet care a existat în România după Revoluție, cu nume extraordinar de cunoscute în domeniu. Bujor Prelipcean este creatorul, coordonatorul și cel care practic a marcat evoluția și activitatea acestui grup. El este directorul Filarmonicii din Iași. De asemenea, există Festivalul Muzicii Românești, care va fi pe o perioadă mai mare. Deci sunt activități, și sigur, culturale, nu numai... Întâlnirea unei alianțe de universități, o activitate europeană cu universități din multe țări. Foarte important, pentru că noi trebuie să marcăm acest avantaj. Atât extraordinar, pentru că elita Iașului, resursa umană, profesională, care se pregătește în universitățile din Iași, până la urmă generează sau identifică ambasadorii pe care noi ca ieșeni, ca români, avem în foarte multe țări, pentru că în toate țările lumii găsești specialiști în diverse domenii, lideri, oameni de afaceri care au făcut facultatele Iași, și nu numai cei care sunt de naționalitate română. Gândiți-vă, foarte multe țări, Grecia, Egipt, Siria, Iordania, Palestina, Israel, nu mai zic, și multe, multe alte țări, chiar din Georgia, din Azerbaijan, din Turkmenistan, din Kazahstan, sunt tineri care vin și învață România și ei se întorc în țările lor și sunt lideri. Sunt lideri, da, sunt primari, sunt parlamentari, sunt specialiști, oameni de afaceri, medici. Da, eu am un coleg de clasă foarte important, care este în Israel, director în Ministerul Sănătății la Tel Aviv, un tip extraordinar, și ei toți duc emblema Iașului acolo unde este locul. Așa este, pentru că am discutat despre această perioadă, acest segment de timp de sărbătoare, un moment de, eu știu, de gândire, de rugăciune, de smerenie, de înțelegere, de schimbare, este un moment de schimbare pentru fiecare. Totuși, iată că aduce și acele corespondențe către știință, către cultură, către artă, către umanitarism și așa mai departe. Nu putem uita că la frontiera României este război. Da, sigur, noi reușim prin aceste activități, municipalitatea, ieșenii, universitățile, să
dăm mai multă încredere, să dăm un zâmbet, dacă vreți, pe buzele românilor. Din păcate, sigur, contextul nu este unul favorabil, condițiile în care e războiul la granița României, nu e departe de la... Exact. Chiar vedeam astăzi, a fost bombardat orașul Lvov, care probabil la 150 de granița României spre Maramureș și Ghetul Mărmați în partea cealaltă și Odessa. Odessa la fel, sunt 120 de kilometri de la Galați în nedreaptă până la Odessa. Nu e deloc îmbucurător ce se întâmplă, mor oameni și mor oameni care nu sunt implicați în război, mor civili, mor copii, mor femei, mor bătrâni. Voluntari? Pentru că, din păcate, Putin, foarte mulți îl denumesc criminal, probabil așa este din acest punct de vedere. Vom vedea cum îl va numi istoria. Da, da. Însă nu este bine și pe lângă de multe ori guvernări ineficiente, această stare, acest război, de fapt, din Ucraina, influențează foarte clar prețurile la factori. Da. Fie că vorbim de energie, fie că vorbim economic, de gaz, în primul rând. Fie că vorbim de combustibilul la pompă. Și spuneam că aceste lucruri se suprapun și cu ineficiența sau deciziile proaste luate de multe ori de guvern. Ei, cu toate acestea, că este foarte greu, Iașiul este plin de români credincioși, oameni care zâmbesc, care se bucură că au venit cu încredere și cu speranță. Foarte mulți dintre ei, dacă i-ați văzut, s-au rugat inclusiv ca acest război să se termine. Pentru că în Ucraina, pe frontul acela, au murit și români. Mă refer români din Ucraina sau din Moldova, care au făcut parte din armata ucraineană. Nu e deloc un lucru bun și noi ne rugăm să se termine cât mai repede acest război care curmă vieți, pentru că până la urmă, cu bune și cu rele, cu toate spărările care ne le-au produs ucraineni de-a lungul timpului și probabil ne le vor mai produce, de multe ori au avut atitudini foarte ostile împotriva românilor, minorității românești de acolo și noi nu trebuie să uităm deloc acest lucru. Deci trebuie ca războiul să înceteze, Ucraina să revină în granițele ei instituționale, așa cum este înregistrat ca stat după creare, după 1918, și mai ales după statutul și granițele căpătate după dizolvarea URSS în 1992, practic în vara lui 1992 și Rusia și Ucraina și alte țări care făceau parte din Uniunea Sovietică și-au declarat independența cu granițele actuale. Și aceste granițe sunt recunoscute, înscrise la instituțiile internaționale. De aceea Putin, una din marile lui probleme de susținere, dacă putem vine, de susține, deci o mare parte din problema lui vine de la faptul că Turcia, China, alte țări, India, care se presupunea că sunt aliatele lui Putin în diverse conjuncturi, au spus foarte clar că nu recunosc anexarea teritoriilor din Ucraina, inițial Crimea, un teritoriu cu 80% populație turco-tătară, musulmană, și sigur venind cu Donetsk, Lugansk, Harkov și ce mai 4 regiuni sunt. Deci războiul trebuie să înceteze și vedem clar și ucrainieni. Am văzut la... Da. Raclă la Sfânta Cuvioasă Paraschivă, au venit să rogi. Sunt ortodoxi și asta e un lucru extraordinar de bun, pentru că sunt mult mai aproape de ritualurile din Biserica Ortodoxă. Da, noi trebuie să nu uităm, să nu evităm și să nu renunțăm la faptul de a fi oameni și mai ales în perioada asta să fim oameni și mai buni, gazde primitoare și cu răbdare. Să învățăm lecția înțelegerii. Pentru că va fi disconfort, orașul este aglomerat. Așa este. Exact. Vin diverse tipuri de mașini care aduc pelerini, de la autocare la mașini mici. Și am văzut până acum, ieșenii au fost cât se poate de primitori, de amabili. Mai avem. N-am ajuns încă la mijlocul evenimentului. Din punctul de vedere al municipalității, toate eforturile sunt. Una dintre
instituțiile principale care se află în stradă este poliția locală. Și poliția locală își face treaba, îi vedeți și în intersecții dimineața la dirija circulație și în zonele de protecție unde sunt manifestările, împreună cu Poliția Națională, cu Jandarmeria, este una dintre instituțiile primăriei care spunem noi că își face treaba. Și are de lucru și în perioada de sărbătoare. În perioada de pace, ca când, să spunem, exact. Da? Și în perioada aceasta, da, este una dintre instituțiile primăriei alături de celelalte. Că vorbim de citadin, că vorbim de servicii publice, da, Iașu arată extraordinar, de salubris, Iașu este un oraș curat, cu atât mai mult, venind zeci de mii de oameni, sute de mii, este nevoie ca aceste societăți ale primăriei, structuri în coordonarea primăriei să funcționeze cât mai eficient. Și-au dublat activitatea, personalul, i-au reașezat astfel încât Iașul să nu simtă niciun fel sau oamenii să simtă că Iașul este altfel decât un oraș frumos, curat, un oraș primitor. Și un oraș civilizat. Pentru că acest eveniment vine și trece, anumite stări de fapt în municipiul Iași sunt constante, dar se știu la orizont anumite lucrări care cu adevărat vor veni să încerce nervii ieșenilor. Și aici mă duc cu gândul la lucrările care stau să înceapă. Probabil s-a așteptat chiar trecerea evenimentului, depășirea evenimentului cu zilele Iașului, cu viața Parascheva. Și aici mă gândesc la lucrările, mai ales la infrastructura rutieră în zonele deja supraaglomerate ale Iașului. Da, este marea problemă la care încercăm să găsim soluții. O parte dintre soluții sunt pentru că uitați, suntem la ultimul aviz la mediu pentru șoseaua de centură de trafic ușor, care va trece pe aici prin apropierea postului de televiziune. Va veni de la rondul Ricani spre Nicolina și mai departe ieșirea spre diverse direcții care sunt. E un lucru important. E un lucru cât de repede vor începe lucrările pe Bulevardul Bucium. Însă, oricât de mult ar încerca primăria, bulevardul nu poate fi lărgit, reglementări, benzi de rulare, da, mai mult de probabil 3 pe sens nu ies, însă noi trebuie să găsim soluția corectă și este un efort pe care primăria municipiului așa îl depune și sperăm să ajungem cât de repede la un rezultat, acela de a finaliza șoseaua de centură care se termină la Lunca Cetățuii, care să ajungă undeva în zona Poieni, Schituduca, pentru că astfel putem scoate din Bucium traficul greu, da? Scoțând traficul greu din Bucium, în primul rând, da, scoți și aglomerația, da, scoți riscul de accidente. Gândiți-vă doar anul acesta, în iarnă spre primăvară, câte accidente au fost pe Bucium cu victime, scoți poluarea și salvezi și circulația pe alte bulevarde. Când noi vorbim de Bucium, vorbim de fapt de o linie până aproape de restaurantul Codnar sau de Podul Roș. Ne reluăm discuția, dar după o scurtă pauză de publicitate revenim. Am revenit, dragi telespectatori, și pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, vă amintesc că în această seară am făcut popas în municipiul Iași, iar invitatul meu în platou este city managerul Iașului, domnul Petru Movilă. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre perioada aceasta frumoasă, perioada sărbătorilor Iașului, perioada cuvioasei Parascheva, cu tot ceea ce înseamnă frumos și disconfort, dar este un disconfort plăcut pentru că nu există, cred, bucurie mai mare decât să vezi că sute de mii, zeci de mii, sute de mii de oameni
vin cu speranța că va fi mai bine, cu speranța că se vor face sănătoși, cu speranța că va fi pace și toate gândurile pe care le poate avea un om atunci când pleacă cu credință către Dumnezeu. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Teleemia și astfel încât dumneavoastră, cei care nu ne aveți îngrilat de programe sau sunteți foarte departe de țară, aveți posibilitatea să aflați noutățile de aici, din municipiul Iași. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, începusem subiectul disconfortului care se va declanșa. Accesul municipiului Iași. Al accesului în municipiul Iași pe toate căile lui. Da, sunt proiecte importante. Unele țin de municipiul Iași, exact. Altele nu țin de municipiul Iași. Vorbeam de șoseaua de centură de trafic ușor care trece prin apropiere. Este un contract semnat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri cu proiectantul care mai are de luat avizul de la mediu și sperăm că până la sfârșitul anului să avem documentația finală, astfel încât anul viitor să se poată trece, să se poată trece la execuție. Este foarte important un drum care va ușura circulația ieșenilor spre zona de sud, spre Lețcani. De asemenea, un alt proiect foarte important ca urmare a solicitării primăriei municipiului și în parteneria cu alte instituții, de exemplu, de la Rond Vânători, Comuna Poprican, până aproape de intrarea pe cea Rosetei, este în proiectare deja, studiul de fezabilitate, realizarea unui drum cu două benzi pe sens, astfel încât să fie ușurată intrarea spre Spitalul Regional de Urgență, una dintre intrări, dar cu o organizare corectă cu Bulevardul Cea Rosetei, care de fapt are două benzi pe sens, dacă ne uităm, cu ordonarea celor care parchează acolo, sperăm să reușim să avem două benzi pe sens, ieșirea spre Poprican. E un lucru extraordinar pe toată lungimea din Cea Rosetei până la intersecția drumului național cu șoseaua Ștefan cel Mare. De asemenea, tot un lucru foarte important, primăria municipiului are un proiect, să vedem cum va fi gata, de tramvai Dancu, Holboca, Tomești și intrare înapoi prin zona industrială. În acest sens, Consiliul Județean, un alt partener pentru proiectele care susțin municipalitatea, are studiu de fezabilitate două benzi pe sens de la Rondă Dancu până la intrarea în localitatea Holboca, urmând, sigur, e o propunere care eu am spus de mult, cum am zis exact. Eu, sper cât de repede să gândească la fel studiul de fezabilitate două benzi pe sens de la Holboca până la intrarea în Tomești blocuri și acolo se poate găsi o soluție cu un drum ocolitor, dacă putem spune, pe lângă blocuri să iasă. O bretea, da, sigur și una în centru. De asemenea, din punctul meu de vedere, foarte important este, și am spus, și suntem în discuții cu Direcția Regională Drumuri și Poduri, cu CNAIR-ul, de fapt, cu Ministerul Transporturilor, ca și din zona industrială, de la bariera de la Tomești până în centrul localității Tomești, să se realizeze două benzi pe sens. Cine circulă acolo, nu doar în orele de vârf, e un trafic extraordinar de mare, nu doar generat de cei care locuiesc în zona respectivă, dar este și trafic de mașini care merg spre Albița, spre Republica Moldova, fiind drum național. Și atunci responsabilitatea este clară a drumurilor naționale. Vorbim la fel de un studiu de fezabilitate pe care îl face Consiliul Județean ca o necesitate și pentru Consiliul Județean, dar și pentru Primăria Iași, un studiu de fezabilitate cu două benzi pe sens, de la capăt Cug până la intersecția cu șoseaua de centură, da, primul tronson, astfel încât ieșirea și intrarea municipiului Iași să fie mult mai ușoare cu acest tip de drumuri, da, cu două benzi pe sens. Sigur, rămâne marea problemă intrarea dinspre antibiotice, dinspre metru, dar această șosea de centură de trafic ușor, care va porni din Rond de la Urican, Dacia, Nicolina, va prelua o parte din acest trafic. Până la sfârșitul anului se va finaliza sau se va decide care va fi varianta de traseu de autostradă de la Lețcani până la Râul Prut, spre
undeva între Ungheni și Golești, pentru că, de ce spun acest lucru, de la acest, de pe acest sonson de autostradă vor pleca bretele spre Spitalul Regional de Urgență și spre Aeroportul Iași. Va fi foarte important de realizat aceste lucruri. Sigur, și municipiul Iași, pe lângă Bucium, va intra reparații capitale și pasarela de acolo și podul de piatră, da? Sunt proiecte pentru care primăria deja are soluții, proiecte, bani și... Pentru că am ajuns la capitolul Bucium, nu este mai dureros decât zona intrării în municipiul Iași dinspre antibiotice, nici chiar segmentul care scoate traficul din municipiu, este infernal traficul și îți ia cel puțin jumătate de oră pe o distanță. Din punctul meu de vedere, soluția corectă este finalizarea centurii de trafic greu, care să meargă de la Lunga Cetățui până în DN-ul Iași-Vaslui prin Bucium. Da? Asta este soluția corectă, cum spuneam, traficul greu trebuie și îl poți duce pe acolo și spre autostradă, când va fi, dacă vor să treacă spre altă, spre vama de la Prut, undeva. Ce se va întâmpla cu locuitorii zonei Bucium? Pentru că nu mai putem vorbi acolo despre un cartier, ci o zonă amplă de locuințe, care este în continuă dezvoltare. Da, tot, să știți, sunt foarte multe idei care se analizează. Unele deja sper să prindă contur cât de repede anul viitor, pentru că sunt idei, de exemplu, să fie traversat Buciumul din zona fostului combinat, zona 3 Sarmale, exact, tot ați pomenit, să se treacă peste Vii, să se ajungă în Șoseaua 3 Fântâni sau Drumul Hoților, pentru cei care vor să iasă spre zona industrială Tătăraș, de exemplu. Da? Uh-huh. O altă soluție este tot la fel, care este în analiză, să se facă tot de acolo, de la combinat, pe malul Vămășoaie, cred că este. Da. Da? Să ieșim în drumurile naționale sau alte drumuri care se preia traficul de pe tronsonul Bucium până la pasarela Bucium, până la intersecția cu Poatie și Drumul Hoților. Sunt tot soi de studii, analizii care le facem. Unele sunt deja lansate pe traseu, însă nu e deloc ușor. Pentru că mașinile în Iași, asta e un lucru foarte important. Da? Populația Iașului probabil a depășit jumătate de milion de locuitori, chiar dacă nu toți au documentele. Da, exact. Numărul mașinilor a crescut din plin. Gândiți-vă, dacă sunt 70.000 de studenți, 20.000 tot au mașini. Da? Și dintr-o dată nu putem, nu este elastic suprafața carosabilă, drumurile și o anumită disciplină în trafic și sigur o anumită pregătire peste tot. Dacă spune lumea, nu știu ce năzăvâni, mergeți în marile orașe din România și o să vedeți că la fel este, nu este nicio diferență. Problema nu neapărat este în oraș, ci cum se preie din jurul orașului, exact, șosea de centură, exact, cu intrări, cu zona metropolitană. Marile cartiere. Uitați-vă, un proiect foarte important care va ajuta municipiul Iași ca trafic este, așa zisă, șosea de centură, să-i spunem, care pleacă de la Lețcani, Voinești, Mogoșești, Bârnova, Ciurea. E un lucru important că se facă aceste drumuri, pentru că foarte mulți oameni ar putea să evite drumurile principale, mergând cu viteză absolut normală pe acolo. Sau sunt alte drumuri comunale, de exemplu, care se intenționează a fi preluate pe lângă Iași, ar fi preluate la Consiliul Județean, transformate în drumuri județene, tocmai pentru, gândiți-vă dacă e o discuție, da? Să se prea două drumuri comunale, unul de la Roneanu, care trece prin Doroban, după aia intră în Comuna Popricani, satul Cozavo, de la Cârlic, da? Un drum județean și cei care vor dori din zona respectivă să ajungă spre Popricani, nu vor mai coborî Moara de Vânt, care este foarte aglomerată, se intre pe Cea Rosetei. Se vor putea duce direct și vor ieși la Cârlic,
Da? După care în drumul național pe Poprican, de exemplu, sau în nord, unde vor dori. Se marșează pe ideea scoaterii și a traficului de mașini mici din oraș, să fie lăsate mașinile în afara municipiului, să se circule cu mijloace de transport în comun. E un vis frumos, dar ca ieșean și ca om care locuiește pe una din colinele Iașului, să nu uităm, și toate autoritățile, și aici nu mă refer numai la primăria municipiului Iași, aici mă refer la toate autoritățile și la specialiștii, de exemplu, din universitate, care ar putea gândi un concept de, eu știu, de inele, de bretele, de străzi care să fluidizeze acest trafic, pentru că nu se va putea renunța la mașini. E complicat de spus fluidizare, dar o anumită ușurare a lui. Exact, putem măcar discuta. Așa, aerisire. Da, să știți că primăria lucrează foarte mult cu universitățile din Iași. Asta este foarte bine. Studiile de trafic, de exemplu, de circulație, se fac cu profesori de la Universitatea Tehnică. Însă una este să vorbim de aceste parcări de intrare în Iași la capetele liniilor de transport în comun de tramvai. Să vorbim spre Dancu, spre Păcurari, spre Dacia Alexandru, da? Pentru că și acolo va fi o bretea care va veni dinspre această șosea de centură de trafic ușor, unde s-ar putea face parcări etajate. Nu mai în Bucium, mai cum. Da, sigur, dar șoseaua de centură, dacă va fi finalizată, care se prea traficul de acolo, ar fi o soluție, pentru că zilnic sunt sute de camioane. Un alt lucru foarte important, am și la mine, și pe telefon, am și documente în birou, deci ca urmare a demersurilor făcute de Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Direcția Vamală, da? Pentru că și aici, și mai un lucru, paranteză, foarte mulți vorbesc povești, minciuni, habar n-au despre ce e vorba, despre proiectele Iașiului și n-au bunăvoința, decența, sau 7 ani de acasă, măcar să vină să întrebe. Exact. Da? Deci anul trecut Primăria Municipiului Iași, împreună cu Direcția Regională Vamală, a început o procedură de relocare a vămii. În acest sens au fost discuții între Direcția Regională Vamală cu Primăria Comunei Miroslava, pentru că vama să fie mutată pe o șosea de centură, să scoatem traficul greu și din oraș care ajunge până la vamă, dar și cel care ar putea veni fix chiar dinspre Ciurea, dinspre capătul orașului. La acel moment Primăria Comunei Miroslava și-a dat un accept de principiu pentru o suprafață de 5.000 de metri pătrați, 5.000 de metri pătrați pentru a se construi biroul vamal cu regulile și funcțiunile necesare unui birou vamal de la început și, de asemenea, pentru loc de parcare, staționare, așteptare și așa mai departe. La sfârșitul anului trecut a existat o reorganizare în Ministerul de Finanțe, în sensul că VAMA, da, Direcția Vamală, era în coordonarea ANAF și s-a separat. Avem o autoritate vamală națională și ANAF a rămas acolo. S-au reluat discuțiile cu Primăria Comunei Miroslava și a reconfirmat acordul pentru acest teren. Deja la Direcția Regională Vamală s-a făcut tema de proiectare, este trimisă la vizare către București, către sediul central și sper că în cursul acestei luni, odată avizat, să fie alocați banii studiului de fezabilitate proiectare, deci un proiect care n-ar trebui să dureze mai mult de 3 ani de zile, mutarea biroului Vamal din Iași. Sigur, Direcția Regională Vamală rămâne acolo unde este locul, dar activitatea efectivă de vamă, de vămuire cu mașinile, da, să fie făcută în afara municipiului Iași. Blocajul acela care se produce. Da, e un proiect foarte important care, la care Primăria Municipiului Iași face demersuri foarte importante. Da. Încă o problemă în ceea ce privește structura rutieră, bineînțeles sunt foarte multe zone care nu numai că sunt blocate, dar sunt și eu le-aș numi distruse. Poatie cred că ține primul loc, indiferent pe unde am circulat în Iași. Au mai fost zone, zona aceea de în Tudor,
unde în sfârșit s-a ajuns la o formă pe care drumul e normal să o aibă, mai ales într-o zonă cu cămine studențești și atât de circulată, dar poate este un drum distrus la acest moment. Ieșenii trebuie să știe, pentru că acolo a fost o anumită problemă din punct de vedere juridic. Bulevardul Poitiers, la fel ca și șoseaua Trei Fânteni, erau prinși într-o hotărâre de guvern privind centura ocolitoare a municipiului Iași, la indicatorii tehnico-economici se vorbea ca partea șoselei de centură. Au fost foarte multe discuții cu CNAIR-ul, cu DRDP-ul, privind realizarea și acestei bucăți. Clar, concluzia este că o șosea de centură nu are ce căuta prin Iași. Prin Iași, corect. Din acest punct de vedere, ați văzut că o parte din drumul Trei Fântâni este modernizat. Este în atenție să fie modernizat în totalitate, pentru că acolo se construiește, sunt activități economice și este nevoie de un drum bun. Suntem în discuții cu CFR Infrastructură pentru a realiza o bretea, să spunem, sau două, de la drumul Hoților spre Bulevardul Chișinău, astfel încât în zona RAR, Tehnoton, pe acolo unde sunt ieșiri, să poată mașinile, măcar mașinile ușoare din drumul Hoților, să iasă acolo, să nu meargă neapărat la calea ferată unde era Coca-Cola, dacă... Da, nu să mai dăm nume de firme. De asemenea, primăria municipiului Iași a lansat și este într-o fază avansată proiectarea și urmând execuția pentru Bulevardul Poitiers. Da, modernizarea urmează, chiar astăzi am avut discuții. Asta este, cred că, una dintre cele mai bune vești pentru Ieșeni. Da, am avut discuții astăzi cu directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, pentru că ne-am întâlnit să discutăm despre Spitalul Regional de Urgență, un proiect care este în linie dreaptă, foarte bine. Trebuie să găsim fundamentarea să modificăm această hotărâre de guvern, să extragem de acolo această porțiune cu Bulevardul Poitiers, șoseaua Trei Fântâni și, sigur, Bulevardul Nicolina. Și după ce extragem, modificăm această hotărâre de guvern, DRDP Iași, împreună cu Primăria și Consiliul Județean, să aibă liber să gândească un studiu de fezabilitate pentru a finaliza șoseaua de centură, spuneam, de la Lunca Cetăției până în DN-ul Iași-Vaslui, nu știu, în zona Poieni, Schitul Duca, unde va fi, și trebuie să gândim să-l facem cu două benzi pe sens. Va fi foarte important acest lucru. O întrebare de la un telespectator. De ce nu s-a gândit un pasaj de la Granit până în Manta Roșie? Ca, oricum, zona Manta Roșie era zona care prelua traficul. Să știți că este o discuție foarte importantă. Am avut discuții cu CFR Infrastructură. Din păcate, foarte multe linii de cale ferată nu mai sunt utilizate. Chiar și pentru un pasaj terestru, poți să primești un aviz de a realiza un drum pe maxim 3 linii de cale ferată. Noi am discutat și vedem. Suntem în discuție pe această temă, tocmai să vedem dacă sunt 3 linii folosite, atunci acest lucru și primarul Mihai Chirica l-a afirmat de multe ori. Ce frumos. Este una dintre soluțiile la care ne gândim. Însă, mai departe, noi vom scoate traficul din Manta Roșie, ocolind intersecția Poitiers-Bucium, îl vom scoate în zona cu șoseaua Bucium, acolo cu bulevardul Bucium, bulevardul Socola, cred că, și practic le aducem tot într-o zonă de aglomerație. Știți? Da. Soluția, din punctul meu de vedere clar, este să facem șoseaua de centură. Oricum, poate practic, eu, cu ce se construiește acum, va fi sufocat în scurt timp. Nu, chiar suntem foarte interesați și încercăm să căutăm soluții. Nu este ușor, pentru că orice proiect pe care îl face primăria municipiului Iași, de exemplu, are nevoie de aviz de la o mulțime de alte instituții, chiar dacă suntem primăria. Corect. Gândiți-vă că am stat proiectul de la Teatru Național, asta a blocat multă vreme, pentru că erau doi arbori protejați, numai că sunt într-o fază avansată de uscare, degradare, și a fost nevoie de avize de la Direcția Fitosanitară, Agenția de Mediu, Academia Română
și așa mai departe, și de-abia după aceea s-a reușit eliminarea acestor doi arbori de pe teritoriul respectiv și continuarea lucrărilor. Sau acolo trebuie o descărcare arheologică, ați văzut, ați citit și dumneavoastră, deci nu e deloc ușor și nu toate deciziile sunt ale primăriei, chiar dacă sunt proiectele primăriei, da, chiar dacă sunt în municipiul Iași, și din acest punct de vedere este fundamental, esențial comportamentul celorlalte instituții care sprijină proiectele primăriei. Ce șanse, suntem pe final de emisiune, mai avem 2 minute la dispoziție, ce șanse au toate străduțele și toate străzile din municipiul Iași să beneficieze de iluminat stradal? Asta e o soluție pe care primăria o are, se lucrează deja, toate vor probabil avea. Probabil prin proiecte europene. Toate prin... vor avea. Mai e un lucru foarte important și oamenii trebuie să înțeleagă, sunt foarte multe zone cu locuințe care sunt zone private, cu căi de acces private, care nu depind de municipalitate, da? Sunt zone de locuințe care au fost construite de investitori privați, în care responsabilitatea pentru tot ce e acolo, de la stradă, apă, canalizare, curent, căi de acces pentru a interveni mașinile de urgență, că vorbim de salvare, de pompieri, de poliție, deci sunt responsabilitatea acestor investitori și atunci oamenii, că sunt oameni care vin și la audiențe, vin propuneri la domnul primar, la noi ceilalți, noi îi notificăm pe cei care sunt responsabili proprietari pe zonele respective ca să respecte confortul oamenilor, pentru că oamenii au plătit având toate condițiile pe documente. Ori ele trebuie să se regăsească și în fizic și revenind municipalitatea, clar, sunt puține străzi sau se mai ar becuri, poate nu se schimbă la timp. E important. Firma care întreține ori de câte ori apare ceva și noi semnalizăm și ei de bunăvoie facem ca... E important ca oamenii să aibă lumină atât cât se poate în condițiile în care prețul la energie este din ce în ce mai mare. Și mai ales în condițiile în care nici străzile nu sunt toate la fel de bune ca în centru. Clar, nu sunt la fel de bune, dar să știți dacă... Mai avem mai puțin de un minut. Deci, da, clar, dar pe ceea ce înseamnă proiectele de străzi, uitați, aici sunt străzi, studii de fezabilitate. Pentru străzi avem cheltuieli de proiectare, avem străzi care sunt deja în lucru, foarte multe, deci este una dintre activitățile cele mai importante ale primăriei Iași, toate sunt, dar străzile, pentru că toți trebuie să aibă străzi moderne, străzi asfaltate, străzi bine întreținute și curate. Dacă ați văzut, periodic, într-o zonă, în fiecare zonă din oraș, cei de la Salubri, Spații Verzi, sunt acolo pentru a-și face datoria. Domnule Petru Movilă, avem foarte multe de vorbit. Promiteți-mi să ne întâlnim încă măcar într-o ediție destul de recent ca să putem cuprinde toată area de discuție. Am ajuns la final. Am putea discuta odată doar despre străzi, odată doar despre instituții de învățământ. Exact, cam așa o să trebuiască să discutăm. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes. Și eu o seară bună vă doresc. Dragi telespectatori, am ajuns la final. Mulțumesc că ați ales Telemia și emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Sunt a dumneavoastră Mona Popovici și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune!